Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru dimineața aceasta ne vom uita în cuvântul Domnului și punctul de bază de la care pornim este Ezechiel, capitolul 25, versetele 15 la 17. Ezechiel 25, de la 15 la 17, unde cuvântul Domnului spune în felul următor. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că filistenii s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip batjocoritor și din adâncul sufletului, voind să nimicească totul în ura lor străveche, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că, mintând mâna împotriva filistenilor, nimicesc cu desăvârșire pe cheretiți și prăpădesc tot ce-a mai rămas pe coasta mării. Mă voi năpusti cu mare răzbunare asupra lor, pedepsându-i cu urgie, și vor ști că eu sunt Domnul când mă voi răzbuna pe ei. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, dimineața aceasta voi sta în fața dumneavoastră cu multă smerenie, nu ca un atot cunoscător, nu ca un expert, cum spun alții, ci ca un om al lui Dumnezeu care învață împreună cu dumneavoastră cuvântul Sfintelor Scripturi. Am vrut să vorbesc despre situația care s-a creat în Orientul Mijlociu, în special în Israel, încă de duminica trecută. Am vorbit cu fratele păstor să îmi dea voie să am un mesaj pe această temă, dar aveam musafir și a trebuit să respectăm musafirii, de aceea am amânat pentru duminica aceasta dimineață. Lumea a rămas uimită pentru faptul că doar cu două săptămâni în urmă, 7 octombrie, la încheierea unei mari sărbători iudaice, sărbătoarea corturilor, ultima zi a sărbătorii corturilor, organizația teroristă Hamas din Gaza a luat prin surprindere Israelul, făcând niște măceluri cumplite despre care este greu să vorbești în public și greu să le menționezi. Gândiți-vă numai la aceasta, am să vă spun un fapt. Când soldații israelieni s-au dus ca să îi respingă din kibuțurile, satele mici de pe graniță cu Gaza, într-una din casele în care au intrat, au găsit părinți bătrâni, morți, împușcați, și se vedeau urme de tortură pe ei, copii de asemenea, și printre cei morți acolo era o mamă însărcinată, cu pântecele spintecat, și copilul scos din pântece avea încă cordonul umbilical legat de mama și, bineînțeles, și copilul era mort. Barbarii de felul acesta, temiri oricând să se întâmple între oameni, s-au întâmplat în vremurile trecute și te-ai gândit că lumea s-a mai civilizat și nu mai procedează în felul acesta ca acum 2000 de ani. Dar se vede că terorismul nu civilizează, religia nu civilizează,
dimpotrivă, creează ură mai multă, șovinism, creează răzbunări omenești și atitudini care nu caracterizează o ființă umană. Dimineața aceasta aș vrea să vă duc prin cuvântul Domnului să înțelegem ce este Hamas, de ce s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dacă este în cuvântul Domnului ce s-a întâmplat și care sunt urmările acestor evenimente teroriste împotriva poporului lui Dumnezeu, împotriva lui Israel. Mesajul cu care voi sta în fața dumneavoastră, o să vedeți, l-am intitulat strategic, dacă vreți, Haman s-a trezit din nou. Haman s-a trezit din nou. În spatele acestor evenimente, oamenii care cunosc cuvântul Domnului trebuie să înțeleagă că nu este, în primul rând, o situație politică. Nu este, în primul rând, o condiție teritorială. Nu este nicio altă explicație omenească în spatele evenimentului care a avut loc, este o situație spirituală, o condiție spirituală. Hamas, această organizație teroristă, apare în Scripturi, să știți, încă de la începutul Scripturilor. În Geneza, capitolul 6, după ce prezintă pervertirea rasei umane prin încrucișarea nenaturală dintre demoni, îngerii căzuți și fetele oamenilor, rezultând o specie pe pământ, nici oameni, nici demoni, jumătate oameni, jumătate demoni, numită nefilimi sau urieși, cuvântul Domnului spune că această generație specială care a rezultat din această uniune nenaturală a dus pământul în stare de distrugere. Dacă puneți pe ecran Geneza 6 cu 11 și 12, veți vedea lucrul acesta, așa să vă subliniez. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de, citiți, sâlnicie. Sâlnicie în limba ebraică însemnează Hamas. Pământul era plin de Hamas, de sâlnicie. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, era Hamas. Căci orice făptură își stricase calea pe pământ. Și dacă ne uităm pe firul profețiilor biblice, stricăciune, violență, apare mereu și lucrul acesta va caracteriza și vremurile din urmă. O mare întrebare este aceasta. Cum de a putut să se întâmple așa ceva? Având în vedere faptul că Israel, de
deține una dintre cele mai sofisticate armate din lume și din punct de vedere militar este considerată armata israeliană a patra armată puternică din lume, după America, China, Rusia, este Israelul. Cum a putut să se întâmple așa ceva? Apoi, cum a putut să se întâmple așa ceva când serviciile de spionaj israeliene, Mossad-ul, sunt printre cele mai sofisticate din lume? Și trei, cum a putut să se întâmple așa ceva când dotarea tehnică israeliană în armată și în serviciile de spionaj, de inteligență, este cea mai sofisticată din lume? Să nu uitați că evreii sunt autorii celor mai mari invenții din lumea contemporană. Telefonul mobil nu l-au făcut americanii, nu l-a făcut Bill Gates. Telefonul mobil l-au inventat evreii. Telecomanda n-au inventat-o americanii ca să poată să aterizeze pe lună și să conducă navele, să le dea direcții de aici, de pe pământ, din Pasadena sau din Houston, Texas. A inventat-o evreii. Cuptorul cu microunde, care ține viața pe stațiile interplanetare, nu l-au inventat americanii, nici rușii. L-au inventat evreii. Și din poporul acesta mic, cele mai multe premii Nobel, deci de oameni dotați intelectual și cu invenții și cu descoperiri, cei mai mulți sunt evrei. Cum a putut să se întâmple așa ceva? Uitați cum s-a întâmplat. Sunt trei lucruri care au condus la această stare de șoc care a uimit lumea contemporană. Primul, frați și surori, doamnelor și domnilor, l-au făcut evreii, îl fac americani, îl facem ca familie și îl faci ca persoană individuală. Primul, niciodată nu subestima vrăjmașul. Evreii au subestimat populația arabă din Gaza, pentru că Biblia și vorbește despre ei că sunt ca un măgar sălbatic, înclinați spre răutate, înclinați spre senzualism, spre materialism și să ajungă în paradisul lui Mahomed, pe care nu vreau să vi-l descriu pentru că nu vă ajută la nimic. Când subestimezi persoana care îți stă în față, s-ar putea să ai experiență negativă. Doi, nu subestima, dar nici nu supraevalua abilitatea personală. Evreii s-au încrezut, s-au supraevaluat în tehnica lor, în spionajul lor, în armata lor, în dotările tehnice. Și când te supraevaluezi, ca mine nu-i nimeni, s-ar putea să culegi durere și rușine. Și trei, măcar că am spus evreii dispun de cea mai dotată tehnică electronică pe fâșia Gaza, gardul care desparte cele două zone,
sunt instalații electronice, camere de luat vederi, sunt stații care înregistrează discuțiile care au loc la 20 de kilometri. Fiecare casă de la graniță în Israel este dotată cu camere de luat vederi și cu instalații sofisticate. Deci orice mișcare este văzută, este filmată, este înregistrată. Dar știți ce au făcut această organizație Hamas de data aceasta? Au știut. Dacă noi comunicăm, pentru că a durat un an de zile până când s-au organizat ca să facă ce au făcut, dacă noi comunicăm între noi, Mossadul ne prinde, ne prinde convorbirile și imediat este pe noi. Și atunci nu s-au folosit de tehnică, ci s-au folosit de o procedură clasică. Cel ce era căpetenia lor s-a urcat în mașină și s-a dus la altul și au vorbit în privat. Deci au vorbit de la om la om, nu folosindu-se de tehnica care întotdeauna este înregistrată. Și așa au comunicat într-un cerc foarte strâns ce trebuie să facă, de aceea n-au putut să fie înregistrați, n-au putut să fie prinși. Au lucrat cu inteligență ca să facă rău. Acum, greșeala mare pe care a făcut-o Hamas este că ei au mizat pe situația din Israel, situația în care populația israeliană era până acum două săptămâni foarte, foarte divizată. După ce Benjamin Netanyahu a câștigat din nou conducerea guvernului evreu, devenind din nou prim-ministru, a alcătuit un guvern de extremă dreaptă, deci ultraconservator, care a devenit obiectul criticii universale. Și legile pe care Netanyahu a vrut să le implementeze cu noul guvern au făcut ca populația israeliană să fie foarte divizată, foarte împărțită, tot felul de demonstrații împotriva guvernului. Societatea ebraică, iudaică era divizată, aproape complet. Ei, necazul care a venit peste ei, cu două săptămâni în urmă, i-a vindecat. I-a unit pe toți, au uitat diferențele lor politice și religioase și sociale, i-a unit pe toți și acum toți ca unul. Nu vor altceva decât să facă rânduială cu locuitorii Gazei, cu palestinienii, cu Hamasul și să rezolve problema Hamas-palestiniană în Gaza, odată pentru totdeauna. I-a unit lucrul acesta. Și asta este în detrimentul Hamasului. Ajută Israelul, dar în detrimentul Hamasului. Hamas, cum v-am spus, dacă vă uitați în paginile Sfintelor Scripturi și aș vrea să vă arăt ceva foarte interesant, în ebraică, țineți minte acest lucru, nu există cifre. Literele au și valoare cifrică. Deci, dacă scrii 1, scrii Alef, prima literă din alfabet. Valoarea cuvântului, deci când se adună toată valoarea numerică a unui cuvânt, Hamas, în limba ebraică, valoarea numerică este 108. 108. Când te uiți în Scriptură, ca să vezi corespondentul la valoarea numerică a cuvintelor, 108,
în Geneza 9, când spune că Domnul a adus pe pământ potopul, valoarea numerică a cuvântului ebraic potop este 108. Apoi, când Biblia spune că cei răi vor fi aruncați în iad, în ghenă, gehenă, valoarea numerică a gehenei este 108, valoarea numerică a iadului. Și apoi, cel mai interesant lucru, care o să ne deschidă mintea să vedeți ce se întâmplă în aceste zile, dacă puneți Isaia 54:9, valoarea numerică a cuvântului apele lui Noe, uitați, și lucrul acesta va fi pentru mine ca și cu apele lui Noe, zice acolo Domnul. Apele lui Noe, aceste două cuvinte, valoarea lor numerică este 108. Adică înseamnă mânie, răzbunare, apele potopului. Aduceți-vă aminte ce a spus Domnul Iisus Hristos. Cum va fi în vremurile din urmă? Cum va fi? Ca în zilele lui Noe. Ca în zilele lui Noe. Frați și surori, dacă cineva n-a înțeles până acum, ar trebui să înțeleagă de astăzi, au venit peste noi zilele lui Noe. Au venit zilele lui Noe. Este violență, este Hamas. Este răzbunare. Este potop. Și de asemenea, tot valoarea numerică a cuvântului captiv sau ostatic este 108, echivalent cu Hamasul. Care este una din activitățile Hamasului? Care este? Să ia captivi. Acum, spuneam la început că problema mare în Orientul Mijlociu și în Israel este una spirituală. Este una spirituală. Și am spus că mesajul meu se intitulează Haman s-a trezit din nou. Noastră știți din istoria biblică că de vremea Esterei, când era împărăteasă pe lângă împăratul Imperiului Persan, când era Ahasveros, unul dintre puternicii timpului, cine a fost? Haman. Haman. Ceea ce este important pentru dumneavoastră și pentru oricine vrea să înțeleagă profețiile, să știe, este acest lucru. De-aia am spus că este problemă spirituală. Prima dată în existența lui Israel, când cineva s-a ridicat împotriva poporului evreu ca să-l nimicească, să nu ajungă în Canaan, să nu intre în planurile lui Dumnezeu. Știți cine s-a ridicat împotriva lor? Cine? Amalek. Un trib descendent din Edom, din Esau, un trib foarte sălbatic. Și uitați cât era de sălbatic. Puneți pe ecran Deuteronom 25 cu 17 la 19. Și fiți atenți la aceste detalii pe care le spune cuvântul Domnului. Adu-ți aminte ce ți-a făcut cine? Amalek, pe drum, la ieșirea voastră din Egipt. Uitați ce a făcut. Cum te-a întâlnit pe drum și fără nicio teamă de Dumnezeu,
s-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se aflau în coadă, în spate, când erai obosit și sleit de puteri. Pe cine a atacat Amalec? Bătrâni, femei și copii. Pe cine a atacat Hamas 2 săptămâni în urmă? Pe cine? Bătrâni, femei, copii. Da, spiritul acesta, deci în spatele lui Amalec este un duh demonic care, frați și surori, doamnelor și domnilor, poate unora o să vă pară ciudat ce vă spun, duhul acesta demonic amalecit ca să lovească prima dată bătrânii, copiii, femeile, partea neajutorată a populației, duhul acesta s-a instalat în Iran, în Persia. Pentru că următorul care dezvoltă un plan de distrugere a întregii rase iudaice, cine este? Haman. Haman. Haman este în conflict cu un evreu pe nume Mardoheu. Dar de ce sunt în conflict aceștia doi? Pentru două motive istorice foarte evidente. Mardoheu, frați și surori, doamnelor și domnilor, pe vremea aceea, este, uitați-vă în cuvântul Domnului, argumentul, Estera 2:5, puneți-l pe ecran să-l vadă, frații, Estera 2:5. În capitala Susa era un iudeu numit Mardoheu, fiul lui Iair, fiul lui Shimei, fiul lui Kish, bărbat din Beniamin. Cine a fost fiul lui Kish, bărbat din Beniamin? Saul, împăratul Saul. Cine a primit poruncă divină, du-te împotriva lui Amalec și nimiceaște-l cu desăvârșire? Cine a primit? Saul. Mardoheu este din casa lui Saul, un descendent din Saul. Ei, Haman este un om cu mare influență. Este până acolo încât practic are stat în stat. Dacă i-a oferit lui Ahasverus 10.000 de talanți de argint, este o sumă fabuloasă, asta înseamnă miliarde de dolari, ca să-i aprobe să nimicească pe poporul evreu, ne-a spus că, care-i poporul acesta, până când l-a pus să semneze. Haman a avut spionii lui și a știut cine este Mardoheu. A descoperit originea lui. Așa a zis, acum e momentul meu. Pentru că uitați în Geneza 3, în Estera 3:1 acum, puneți pe ecran. După aceste lucruri, împăratul Ahasverus a ridicat la putere pe Haman, fiul lui Hamedata, cum era? Agagitul. Agagitul. L-a ridicat la cinste, la putere. Haman se trage din Agag. Agag fiind cine? Regele Amalechit cu care a trebuit și s-a luptat Saul, dar pe care Saul l-a cruțat și atunci l-a omorât profetul Samuel. Agag, în limba cananită, înseamnă rege. Este un cuvânt similar cu faraon sau cu Cezar. Deci nu-l cheamă Agag, că nici pe faraon nu-l cheamă faraon. Faraon este un supratitlu dat împăraților egipteni. După cum Cezar nu este un nume neapărat în Imperiul Roman.
ci este un supratitlu dat tuturor împăraților romani după moartea lui Iulius Cezar. Toți se numesc Cezari. Agag înseamnă rege. Haman se trage din dinastia aceasta regală a acestui om rege Amalekit, care în fața lui Dumnezeu trebuie să fie nimicit. De ce? Pentru că este primul care se ridică împotriva poporului lui Israel. Puneți din nou Deuteronom 25 cu 18 la 19 acum și uitați-vă de ce Domnul este supărat. Cum te-a întâlnit pe drum, este vorba de Amalek, și fără nicio teamă de Dumnezeu. Deci primul, când spune fără nicio teamă de Dumnezeu, vorbește de prima atitudine ateistă împotriva lui Dumnezeu, o dezvoltă Amalek. Nicio teamă de Dumnezeu. S-a aruncat asupra ta pe dinapoi, asupra tuturor celor ce se târau la coadă când erai obosit și slăit de puteri. Și în versetul 19, când îți va da Domnul Dumnezeul tău o dignă, după ce te va izbăvi de toți vrăjmașii care te înconjoară, în țara pe care Domnul Dumnezeul tău ți-o va da moștenire și spre stăpânire, să ștergi pomenirea lui Amalek de sub ceruri și să nu uiți lucrul acesta. Pentru că s-a ridicat împotriva planului lui Dumnezeu, Amalek trebuie distrus. Și au fost distruși. Dar duhul acesta al lui Amalek n-a murit. Deci demonul puternic care a condus tribul acesta sălbatic s-a instalat în Persia. Și iată-l în Haman. Și Haman dezvoltă același gând. Nimicim cu desăvârșire pe cine? Pe poporul evreu. Și uitați-vă ce se întâmplă. Să nu vă surprindă, dar aceasta este realitatea cuvântului lui Dumnezeu. Haman plătește distrugerea poporului evreu la împăratul Ahasveros. Ahasveros dă decret. Și uitați-vă în Estera 3:15. Estera 3:15. Ce se întâmplă exact, dacă vreți să vedeți istoria repetându-se, uitați-vă în cuvântul Domnului. Alergătorii, adică angajații împăratului, au plecat în grabă mare după porunca împăratului, să spună la data de nimiciți pe evrei. Porunca a fost vestită în capitala Susa. Și acum, atenție! Și pe când împăratul și Haman stăteau și beau, cetatea Susa era îngrozită. Trei lucruri se întâmplă aici. Primul este un decret, nimicește pe evrei. Al doilea lucru care se întâmplă după decret este destrăbălare. Haman și Ahasveros s-au pus pe băute. Nu vă îmbătați de vină, aceasta este destrăbălare. Și trei, poporul era în durere. Decret, destrăbălare și durere. Același lucru s-a întâmplat și cu două săptămâni în urmă, din nou. Din Iran a venit decretul, loviți acum, pentru că n-au făcut Hamasul de capul lor. A venit decretul din Iran și din Doha, acolo unde este centrul politic Hamas și unde este căpetenia Hamasului. Ăștia huzuresc bine și pun pe ceilalți să facă relele. A venit decretul și după ce au omorât, în timp ce poporul suferea, ei
demonstrau de bucurie, se destrăbălau că au făcut rele. Spiritul acesta n-a murit până astăzi. Și duhurile acestea demonice s-au așezat și au găsit un loc foarte prielnic în Iran. Pentru că Iranul este condus de o organizație religioasă de 5 indivizi, aceștia, Consiliul Suprem al Republicii Iran, deci nu președintele în Iran este bossul. În Iran conducerea este făcută de un Consiliu Suprem din 5 fețe religioase, numiți Ayatollahi. Peste ei domnește unul, Ayatollahul Khamenei, la ora actuală, și hotărârile lor sunt hotărâri de natură religioasă, pentru că ei au politizat religia. Au făcut religia să fie un sistem politic. Și nu vreau să ofensez pe cineva, nici pe cei ce ne ascultați la internet, dar realitatea este aceasta. Islamismul este o religie demonică. Este o religie demonică. Nu este frică de Dumnezeu, deci au elemente ateiste, amaleciți, dar este sentiment religios în ei. Nu frică de Dumnezeu, de Dumnezeu Scripturilor, sentiment religios. Pentru că uitați, pe fondatorul lumii arabe, îl cheamă Ismael, are numele lui Dumnezeu încorporat în el. Au ceva religios în ei. Și atunci când religia o amesteci cu politica, rezultatul nu poate să fie decât ură, răzbunare și nimicire a tot ce nu potrivește cu învățătura ta, în cazul de față, cu islamismul. Islamismul, din nefericire, fără ofensă, este o religie demonică și demonic este și Dumnezeul lor, Allah, este una din aceste căpetenii demonice, ca și duhul lui Amalek, și la fel de demonizat a fost și profetul lor, Mahomed. Rezultatul acestei stări de fapt nu poate să fie altul decât unul pe care l-a spus Dumnezeu. Mă voi năpăstui cu mare răzbunare asupra lor, pedepsându-i cu urgie pentru ura lor străveche. Ce se va întâmpla? Ceea ce se va întâmpla în Gaza va fi împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Nu ce vor musulmani, nu ce vor arabii. Împlinirea cuvântului lui Dumnezeu. Dacă vă uitați cu mine în Țefania, capitolul 2, versetul 4. Țefania, capitolul 2, versetul 4. Cuvântul spune în felul următor. Căci Gaza va fi părăsită. Ascalonul, altă cetate palestiniană, va fi pustiit. Poporul din Ashdod, altă cetate palestiniană, va fi izgonit ziua în amiaza mare, și Ecronul, erau 5 cetăți palestiniene, filistene, va fi smuls din rădăcini. Vai de locuitorii de pe malurile mării. Nu uitați că Gaza este pe malul Mării Mediterane. Vai de neamul cheretiților, așa se numea populația străveche palestiniană. Așa a vorbit Domnul împotriva ta, Canaane, țara filistenilor. Te voi nimici și nu vei mai avea locuitori. Malurile mării vor ajunge izlazuri de pășunat, locuințe pentru păstori și târle de oi. Și versetul 7, tot din Țefania 2, malurile acestea vor fi pentru rămășița casei lui Iuda. Acolo vor paște, se vor odihni seara în casele Ascalonului,
căci Domnul Dumnezeul lor nu-i va uita și va aduce înapoi pe prinșii lor de război. Și pentru cei ce vor să învețe cuvântul Domnului, evreii nu vor fi alungați din Canaan, din țara lor. Ei vor ocupa și Gaza pentru totdeauna. Evreii, când au fost aduși înapoi și s-a format statul evreu pentru toți antisemiții, vreau să vă spun acum, cu rugăciune ca Domnul să vă ajute, să vă luminați și să vă întorceți la Domnul, vreau să vă spun, Israel s-a întors să rămână în Canaan pentru totdeauna. Am să vă dau textul. Amos 9, cu 14 la 15. Amos 9, cu 14 la 15. Voi aduce înapoi pe prinșii de război ai poporului meu Israel. I-a adus înapoi. I-a adus. Ei vor zidi iarăși cetățile pustiite și le vor locui. Vor să divii și le vor bea vinul, vor face grădini și le vor mânca roadele. Și acum uitați-vă la versetul 15. Îi voi sădi în țara lor și nu vor mai fi smulși din țara pe care le-am dat-o, zice Domnul Dumnezeul tău. Amin? Nu-i mută de acolo. Acum i-a adus, nu se-i mai răspândească încă o dată în toată lumea. I-a adus să stea, să locuiască. Care este bătaia lungă a acestui atac terorist? Bătaia lungă are următoarele încrengături profetice. Iranul a considerat că este momentul să atace. Însă Iranul este șmecher, pentru că demonul care este în spate, așa cum spunea Daniel, că i-a spus îngerul care a venit la el, trebuie să mă duc să lupt cu demonul Iranului, Persiei. Demonul care conduce Iranul este de așa manieră de inteligent încât, uitați-vă la acest fapt, iranienii din spate manipulează toate lucrurile. Hamas, în nord, în sudul Libanului, este Hezbollah, un alt surogat pentru Iran. Apoi, în est, în dreapta, este Siria. În sud de Gaza este Egiptul. Toți aceștia sunt surogate, extensii pentru Iran. Iranul, dacă v-ați uitat în istoria noastră contemporană, Iranul nu pune centura explozivă pe el. Nu o pune. La cine o dă? La Ismael. La Ismael. Pentru că e ca un măgar sălbatic, nu pricepe. Și o pune și zice, drept în brațele lui Mahomet mă duc în rai, în paradis. Iranul manipulează din spate. Și acum Iranul a văzut un lucru care l-a pus pe gânduri și a împins Hamasul să lovească până nu se împlinește acest fapt, și anume, cu 2-3 luni în urmă, Iranul a reușit să deschidă relații diplomatice cu Arabia Saudită, ajutat de China. China a intervenit, a mediat între aceste două. Însă, dacă vă aduceți aminte, pe când era președintele Trump în conducerea Statelor Unite, președintele Trump a reușit să pună la punct ceea ce se numește Abraham Accord, acordul Abraham, prin care evreii să facă pace cu state arabe. Statele arabe nu recunosc existența statului evreu.
Și una dintre cele mai influente state arabe este Arabia Saudită. Arabia Saudită, acum, după ce Netanyahu a reluat din nou puterea politică, prim-ministru, a început să negocieze cu Israelul ca să deschidă relații diplomatice și să recunoască Arabia Saudită existența statului evreu. Lucrul acesta a îngrozit Iranul. Știți de ce? Pentru că Iranul, fiind condus de acești cinci ayatollah, deci având religia ridicată la rang de politică, Iranul visează să ajungă din nou un imperiu ca pe vremea perșilor, care se ocupă cucerească toată lumea. Unu și doi, visul Iranului este ca toată lumea arabă și apoi tot restul lumii, inclusiv americanii, să ajungă musulmani. Dar nu musulmani de oricare, musulmani șiiți. Iranienii nu sunt arabi. Dacă vrei să jignești un iranian, spune-i, pe voi arabi. Și să vedeți că este în stare să scoată pușca și să te împuște. Ei nu sunt arabi, ei sunt persani, farsi, le spune, și limba lor este limba farsi, persană. Dar sunt islamici, însă sunt islamici de culoare șiită, adică cei mai înguști, cei mai înguști. În lumea islamică se estimează că sunt 1.300.000.000 de islamici. Din 1.300.000.000 de islamici, 300 de milioane sunt șiiți. Șiiții sunt cei mai conservativi și cei mai sălbatici dintre ei în civilizație. Iranul vrea să pună la punct Arabia Saudită, care este capitala islamismului mondial, pentru că acolo, la Mecca, este centrul unde visează fiecare musulman sunist, suni, să ajungă și să se închine odată. Pentru că, dacă vă aduceți aminte, v-am spus cu alte ocazii, islamismul este bazat pe 5 stâlpi care îi ajută să fie mântuiți în împărăția lui Allah. Primul stâlp este Coranul, deci învățătura Coranului, să-l învețe Coranul pe de rost și să-l recite. Al doilea stâlp este Ramadanul, postul de 40 de zile, o dată pe an. Al treilea stâlp este milostenia, ci un lucru bun. Al patrulea stâlp este pelerinajul la Mecca, o dată pe an, o dată în viață. Cine reușește să ajungă la Mecca devine hagiu, de unde avem numele hagi, fotbaliști, mă rog, hagi. Deci hagiu înseamnă cel ce a făcut pelerinaj la Mecca. Și Iranul vrea să distrugă Arabia Saudită, vrea să distrugă Mecca, pentru ca lumea să nu se mai ducă în Arabia Saudită, ci lumea să se întoarcă spre Iran și Iranul să coordoneze puterea religioasă mondială. Ăsta este visul lor și nu le scoate nimeni din cap. Și datorită acestui vis al lor, reacția este una de instigare la violență și la destabilizare sociopolitică mondială. Planul Iranului a fost să zădărnicească procesul acesta de pretenie dintre Israel și Arabia Saudită, să nu se facă relații diplomatice, că atunci nu-și pot împlini planurile. Arabia Saudită este interesată, pe de altă parte, să facă relații diplomatice. Acum se vor amâna pentru multă vreme, nu se vor face curând. Dar Arabia Saudită este interesată pentru că Arabia Saudită se teme militar de Iran.
Iranul este dotat cu rachete de lungă croazieră și este pe punctul să aibă armă nucleară. Și Arabia Saudită se teme că nu poate să facă față unui război cu Iranul, dar Arabia Saudită este inteligentă, știe că dacă este cineva care îi poate ajuta, sunt numai două state. Cine? America și evreii. Și de ce vor să facă pace cu evreii? Pentru ca evreii să lupte războaiele lor împotriva Iranului, nu ei să se lupte cu Iranul. Și acum, următorul lucru care se va întâmpla după acest atac terorist împotriva evreilor, odată Gaza va fi nimicită. Doi, nimicirea Gazei va ațăța spiritul musulman al popoarelor din jur. Și când ne place să auzim, că nu ne place, chiar dacă au făcut unele dintre statele musulmane arabe tratate de pace cu Israelul, vor renunța la ele. Iordania, Egiptul, ca și când nu există tratat de pace cu ele. Și de aceea, frați și surori, următorul pas pe care e posibil să-l vedem după acest eveniment este Psalmul 83. Psalmul 83. Războiul statelor din jur împotriva lui Israel, să-l pedepsească, să-l arunce în mare. Psalmul 83 cu versetul 4 și cu versetul 12. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Și versetul 12 spune, haidem să punem mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Adică asta înseamnă să transformăm Ierusalimul în capitală arabă, musulmană, locuințele lui Dumnezeu, să nu-și facă evreii templu cumva aici, că asta înseamnă locuința lui Dumnezeu. Domnul a locuit în templu, singurul loc pe pământ unde a locuit, și Ierusalimul să devină pentru totdeauna o capitală islamică, nu iudaică. Deci, următorul lucru care va duce criza de acum este războiul din Psalmul 83. Unii nu văd război acolo, dar dacă citești cu atenție, este imposibil să nu vezi lucrul acesta. Și celălalt lucru pe care îl vom vedea și va duce starea în care ne aflăm la ora actuală, frați și surori, doamnelor și domnilor, este Ieremia 49, de la versetul 35 la 39, adică un război iminent între Israel și Iran. Pentru că Israelul știe bine că Iranul a manipulat și a organizat și sponsorează financiar Hamasul și Hezbollah și Siria și Egiptul. Și atunci va fi un război între Israel și Iran. Primul război, nu războiul lui Gog. Nu, este un război împotriva Elamului. Dacă citiți cu atenție, Ieremia 49, de la 35, am spus, de la 35 la 39, a spus versetul 13. Așa vorbește Domnul oștirilor. Iată, voi sfârma arcul Elamului, puterea lui de căpetenie. Cum vă spuneam în alte ocazii, Elamul este astăzi încorporat în Persia, este partea de sud-vest a Iranului, a Persiei, și aici, în Elam, sunt cele mai mari centre militare iraniene. Unul dintre aceste centre militare, Bashirul, care este aproape de Golful Persic, are cea mai mare bază de lansare a rachetelor și de asemenea cea mai mare centrală nucleară de îmbogățire a uraniului pentru armă nucleară. Și uitați, puneți din nou versetul pe care dinainte, 35. Uitați-vă bine la verset pentru că este foarte limpede când citești cu atenție. Așa vorbește Domnul, iată, voi sfârma ce? Arcul Elamului. Arcul, nu săgeata. Adică, ei au rachete multe, au centrală nucleară să poată să facă o rachetă cu încărcătură nucleară, dar rachetele acestea au nevoie de o bază de lansare. Și Domnul spune, voi
sfârâma ce? Arcul. Pentru că arcul lansează săgeata. Va lovi în baza de lansare a rachetelor și va nimici. În sfârșit, Statele Unite, președintele Biden a făcut și el un lucru bun în viața lui. Este o persoană ineptă din orice punct de vedere, dar măcar atât lucru bun a făcut că a promis lui Israel că îl va ajuta în criza aceasta și a aprobat până la 1000, notați, 1000 de rachete cu încărcătură specială care pătrund în beton, pătrund în munte. O rachetă din aceasta de Bunker Busters se numesc, deci de nimicire de buncăre, o rachetă din aceasta, pentru cei ce vreți să cunoașteți, dacă lovește în beton, în munte, acolo unde sunt ascunse centralele lor, pătrunde până la 120 de metri o explozie din aceasta. Deci dacă le trimite cadou la iranieni vreo 2-3 numai din rachetele acestea, le-a terminat Boucherul. Stația de lansare a rachetelor și de pregătire a uraniului. Aceste lucruri se vor întâmpla foarte repede. Urmăriți-le cu atenție. Se întâmplă, iată că, sub ochii noștri și lucrul acesta ne spune un adevăr pe care tot îl vorbim, dar probabil că nu luăm notă de el. Cuvântul Domnului a spus, cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și la sfârșitul, în zilele venirii Fiului Omului. Cum a fost în zilele lui Noe? Hamas, terorism, violență. Iată că lucrurile acestea se văd și să știți că amenințarea teroristă nu este numai în Israel. Este peste tot în lume unde sunt evrei și unde sunt americani. Chiar am să vă rog, respectuos, să vă rugați pentru mine că dacă Domnul ajută, joi voi călători în Austria și în România și să mă păzească Domnul și să-mi păzească acasă soția și familia și să păzească Biserica Emanuel. Amin? Vă mulțumesc pentru atenție. Uitați-vă la evenimentele care s-au întâmplat. Observați spiritul acesta amalecit, care vrea să distrugă, dar Domnul este în control și l-a adus pe Israel să locuiască și să nu mai fie smuls. Psalmul 83, Ieremia 49, evenimente profetice care vorbesc despre venirea iminentă a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iar pentru noi care știm aceste lucruri, să ne rugăm și să spunem, vino Doamne Iisuse! God bless you! Frate păstor!